Bună dimineața! Da. Astăzi, 27 septembrie. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Toți pe piciorul drept. Unul dintre cei mai matinali alegători a fost medicul Adrian Zoican. Candidatul PNL pentru funcția de primar al municipiului Buzău s-a prezentat pentru a vota în jurul orei 7:30 la secția de la Școala Sfântul Apostol Andrei din cartierul Micro 14. După ce s-a conformat regulilor de siguranță sanitară și a fost măsurată temperatura, doctorul Zoican a intrat în cabina de vot. După ce a introdus buletinele în urnă, el a vorbit despre importanța acestei zile și i-a îndemnat pe toți buzoienii să meargă la vot din timp pentru a evita aglomerația. Astăzi, 27 septembrie, este o zi mare, o zi de sărbătoare, când toți buzoienii trebuie să vină la vot pentru a-și exprima opțiunea politică și a alege administrația orașului și a județului, administrație care îi va reprezenta. Așa cum a spus și asta, dura mai mult din cauza procedurilor, proceduri legate de pandemie și, după cum vedeți și dumneavoastră, totuși se votează, nu într-un ritm alert, dar se votează, funcționează sistemul. De aceea rog toți buzoienii să vină la vot cât mai devreme pentru a nu crea, eu știu, probleme mai târziu, aglomerații seara înainte de închiderea secțiilor de votare. Candidații social-democrați au votat în echipă. Primarul Constantin Toma, președintele Consiliului Județean Petre Emanuel Neagu, au mers împreună la vot, împreună fiind însoțiți de președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu. Primul care și-a exprimat votul a fost Constantin Toma, candidatul PSD pentru funcția de primar al municipiului Buzău. El a ajuns în jurul orei 8:30 împreună cu soția la secția de votare de la Liceul de Artă, unde a fost așteptat de o parte a echipei sale de candidați precum Consiliul Local Municipal și de viceprimarul Ionuț Apostu, dar și de Marcel Ciolacu și Petre Emanuel Neagu. După ieșirea de la urne, Constantin Toma a declarat că a votat pentru viitorul Buzăului. E un vot dat pentru viitorul Buzăului, pentru prosperitatea lui, pentru educație, pentru cultură, pentru infrastructură. S-au făcut multe lucruri în oraș, se vor face și mai multe. Și cei 4 ani care urmează sunt niște ani decisivi, aș putea spune, istorici pentru Buzău. Împreună au mers apoi pe jos la școala Dionisie Romano din centrul municipiului, unde a votat președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu. Liderul social-democrat și-a arătat convingerea că în următorii 4 ani municipiul și județul Buzău se vor afla pe mâini bune ale unor administratori pricepuți. Am votat pentru siguranță și dezvoltare, pentru siguranță în următorii 4 ani, în continuare atât municipiul cât și județul Buzău vor fi pe mâna unor adevărați administratori și cu siguranță că vor continua dezvoltarea atât a municipiului cât și a județului. Sper ca în același ritm în care s-au dezvoltat în ultimii 4 ani. Petre Emanuel Neagu și-a exprimat dreptul la vot la Liceul Pedagogic. Candidatul pentru șefia Consiliului Județean a spus că a votat cu gândul la dezvoltarea județului, dar și la viitorul copiilor. Un vot, să zic, eu știu, dat cu o mare emoție. De ce? Pentru că este prima dată când votăm într-o situație atipică pentru toată societatea, nu numai la vot, ci ca și viață. E simplu, eu am votat pentru dezvoltarea municipiului Buzău în continuare, pentru dezvoltarea județului Buzău, pentru continuarea proiectelor pe care le avem împreună cu primăria municipiului Buzău și primăria Râmnicului Sărat. Am votat pentru oameni, am votat pentru nepoții mei, deci implicit pentru copii, am votat pentru stabilitate.
Irinel Cârstea, candidatul USR Plus la primăria municipiului Buzău, a votat la ora 9 la secția la care este arondat, de la liceul Henri Coandă. La ieșirea din secția de votare, candidatul a spus că a votat cu gândul la cei tineri pe care și dorește rămași în țară, dar și la siguranța vârstnicilor. Am votat pentru un Buzău european, pentru ca tinerii să nu mai plece din acest oraș, pentru ca peste 4 ani de zile să nu mai vorbim despre gropile de pe asfalt și pentru ca bătrânii noștri, ca seniorii noștri să se afle în siguranță tot timpul. Constantin Ionescu a votat la ora 10 la școala George Emil Palade de pe strada Spiru Haret. Candidatul pro-România pentru postul de primar al municipiului Buzău a venit singur și și-a așteptat rândul la coada care se formase la intrarea în secția de votare. După vot, el a declarat că importantă pentru un primar este ce lasă în urmă după 4 ani de mandat. Am votat pentru cum vreau să arate orașul nostru în următorii 4 ani. Am votat pentru că trăim într-un oraș cu un potențial foarte bun, cu oameni foarte buni, foarte muncitori. Am votat pentru ca în 4 ani oamenii să nu știe cine este primar, oamenii să simtă cine este primar, iar la sfârșitul mandatului să te recunoască pentru ceea ce ai făcut, nu pentru ceea ce ești. Constantin Florescu, candidat al Partidului Mișcarea Populară pentru funcția de primar al Buzăului, a votat după ora 11 la școala numărul 1, capitan aviator Mircea T. Bădulescu. Fostul judecător a avut un mesaj scurt și concis cu privire la așteptările pe care le are de la aceste alegeri locale. Vreau să vă transmit că am votat pentru un oraș în care oamenii cinstiti și competenți sunt respectați, am votat pentru respectarea legii și, bineînțeles, fără penal în funcție publice. La fel ca și alți candidați, Constantin Florescu a așteptat să-i vină rândul pentru a intra în secția de vot și s-a supus regulilor de siguranță sanitară.